Un meci perfect, a spus Răzvan Lucescu după Gloria Buzău, FC Brașov 0-2. Acasă la Steluța, fostul antrenor al Rapidului a fost asaltat de suporteri pentru autografe. Buzăul rămâne și după etapa a șaptea fără puncte în Liga 1. Răzvan Lucescu are fani acasă la Steluța. Suporterii Gloriei Buzău au stat la coadă la autografe de la Lucescu Junior, chiar dacă favoriților au pierdut cu 0-2 cu FC Brașov. Răzvan, mare valoare. Am făcut un meci perfect. Am fi putut să conducem încă din prima repriză. Repriza a doua a fost decisivă în meciul de la Buzău pentru Brașovul lui Răzvan Lucescu. În minutul 54, finul antrenorului, fostul stelist Romeo Surdu, a profitat de haosul din defensiva buzoiană și a trimis mingea în poartă. Lucescu Junior a făcut o mutare inspirată și, în locul lui Surdu, l-a introdus pe tânărul Zburlea, care a punctat pentru 2-0 în minutul 76. Am spus că a venit momentul să obținem și prima victorie în deplasare.